De anul acesta, elevii vor fi testați național din 2 în 2 ani, după modelul testelor internaționale. Este o soluție pe care Ministerul Educației a găsit-o pentru antrenarea elevilor înainte de examene. Este o decizie îmbucurătoare pentru unii profesori, care spun că astfel de teste verifică în mare măsură inteligența elevului și anumite abilități cognitive, lingvistice, matematice și artistice. Mie mi se pare că mai reticenți la chestiile astea sunt părinții și chiar învățătorii, vorbind aici de copii de clasele a doua și a patra. Pentru că, nu știu de ce, pentru că, mă rog, poate ei sunt obișnuiți să-i pună pe copii ăștia să învețe pe din afară, să nu gândească nici un pic. Deci dacă testele acestea au rolul de a verifica niște capacități intelectuale, ele sunt mai mult decât binevenite. Pentru ca elevii și părinții să nu fie stresați din pricina acestor teste, nu se vor pune note în catalog, însă rezultatele vor fi evaluate la nivel național și internațional. O surpriză se pare că va fi modul de formulare al întrebărilor, o noutate pentru școlile românești. Astfel de testări se făceau în anii trecuți pe un eșantion reprezentativ pe țară, circa 5500 de elevi și doar la clasa a 6-a, nici de cum pentru cei de clasa a 2-a sau a 4-a. Unul din modelele de subiecte se numește mersul. Imaginea prezintă urmele pașilor unui om. Petrică face 70 de pași într-un minut. Care este lungimea pașilor lui? Aplică formula și pentru mersul lui Vasile, care are lungimea pasului de 0,80 metri. Ce viteză are mersul lui Vasile în metri pe minut și kilometri pe oră? Arată cum ai calculat. Un alt model de subiect se numește tâmplarul. Acest test are următorul enunț. Un tâmplar care are 32 de metri de cherestea vrea să construiască un gard în jurul unei clădiri. Se dau 4 scheme ale terenului grădinii. Alege schema care arată cum trebuie construit gardul din cei 32 de metri de cherestea. Cele două modele arată că, într-adevăr, la prima vedere, par teste de inteligență și nu doar teste care să verifice cunoștințele dobândite în școală. Din ce să-l testeze? Să-l pună să învețe poezia nu știu care pe din afară, cățeluși cu părul crez? S-a cam terminat cu chestiile astea și de-aia am ajuns să nu mai facem față și să fim pe ultimele locuri din Europa la învățământ. În acest fel, școlarii vor învăța din clasele primare cum arată un chestionar de teste, iar la examene ar trebui să știe deja ce au de făcut pentru a obține o notă mare.